Liderii coaliției de guvernare recunosc că lucrurile nu sunt chiar atât de roz în privința stocurilor de energie pentru la iarnă. După ce ne-au dat asigurări peste asigurări că nu vom avea probleme cu energia, Ciucă și Ciolacu ne anunță că au pe masa de lucru scenarii negre pentru această iarnă. Mai multe detalii ne aduce chiar acum colegul meu, Cornel Chitu, ce este în direct alături de noi. Cornel, bună dimineața, te urmărim! Până dimineața, oficialii statului nostru au declarat că nu ar trebui să ne facem emoții sau probleme pentru iarnă când vine vorba despre furnizarea cu energie electrică. Însă, pe de altă parte, am văzut declarațiile premierului Nicolae Ciucă, care a spus că, totuși, guvernul are pe masă toate scenariile, fie ele pozitive sau cele pesimiste. Mai exact, a declarat că statul ia în calcul inclusiv situația în care țara noastră ar trebui să fie reglementată din punct de vedere energetic. Totodată, Autoritatea de Reglementare în Energie am văzut că a recomandat oficialilor să informeze cu populația cu privire la situația în care la iarnă ar trebui să primim energie reglementat. De asemenea, aceștia au mai precizat că ar trebui să fim informați din timp cu privire la soluțiile alternative pe care le putem folosi în cazul în care energia va fi raționalizată. Trecând puțin peste granițe, putem vedea alte state, cele din vest, spre exemplu Germania, care am văzut a crescut prețul la lemn odată cu creșterea solicitărilor, mai exact peste 30%. Este cifra cu care a crescut prețul lemnului în ultimele două săptămâni când vine vorba despre statul din vest. Totodată am văzut că și creșterea a fost și ea resimțită de către oameni cu 50%. Rămâne de văzut dacă ajutorul în ceea ce privește facturile de energie va fi acordat în continuare oamenilor, mai ales că, după cum știm foarte bine, odată cu venirea sezonului rece, cresc și facturile din punct de vedere al prețului. Noi vom studia subiectul și vom reveni cu mai multe informații de îndată ce le deținem.